De astăzi, constructorii contractați de primăria municipiului Iași vor relua lucrările de construire aferente proiectului cu finanțare europeană, reabilitarea infrastructurii de tramvai Iași-Dancu. Lucrările se vor desfășura zilnic până pe 31 decembrie între orele 6.45 și 17.30 pe tronsonul dintre strada Aurel Vlaicu, intersecție cu strada Sfântului Ioan pe calea Dacilor și până la limita teritorială a municipiului Iași, respectiv la intersecția cu strada Adas călilor din localitatea Dancu. Contractul de lucrări de construire aferent proiectului reabilitarea infrastructurii de tramvai Aș Dancu a fost semnat de primarul Mihai Chirica pe 9 iulie 2020. Primăria Municipiului Așa a organizat încă din luna iunie a anului 2019 licitația de lucrări aferente acestui proiect, însă semnarea contractului a devenit posibilă după ce pe 25 iunie 2020 la București primarul Mihai Chirica și ministrul lucrărilor publice dezvoltării și -a administrației au semnat și contractul de finanțare europeană. Lucrările de modernizare vor fi executate în cel mult 28 de luni și are o valoare de aproximativ 21,66 de milioane de euro.